Dintre legendele vii ale scenei muzicale românești împlinește poi mâine 68 de ani. Noi îl celebrăm în avans și am pregătit și o mică surpriză, veți vedea despre ce este vorba, dar până un alta să-l poftim pe Ovidiu Lipan Țăntăric în platou și pe bunul său prieten, celebrul interpret de muzică a română, Stelu Enache! Bine ați venit! Ești totdeauna, mă uit bine la fel și ai avut un sacou extraordinar ieri la emisiunea. Da, toată lumea mi-a dat un mesaj cu sacoul ăla de ieri. Dar știi de ce? Că era parcă l-ai pus în cuier. Adică exact ce trebuie, nu? Senzațional! Foarte bine, oameni buni, Ovidiu Lipan Țăntărică, 68 de ani, împlinește peste două zile. Acum, pentru că tot ai spus vârsta, ce să zic, n-are nicio legătură cu vârsta biologică. Și tu ai chestia asta cu vârsta? Păi nu, e o chestie care și pe mine mă surprinde. Dar tu ești mereu pururi tânări, adică pe Ovidiu Lipan Țăntărică pururi tânări, corect? Pe mine m-a surprins zilele trecute câte proiecte are, da. Stelu, și tu te-ai cam îngrășat, ca să fie clar. Ce să fac, pandemia, nu vezi? Da, o să fac ceva. Te rog frumos, haide să luăm un loc și să povestim. Oamenii ăștia sunt foarte talentați, sunt și prieteni foarte buni. De cât timp sunteți voi prieteni? Mine Cătălin, TVR-ul, de la Tonomatul. Deci de mai bine de 20 de ani sunteți prieteni. Da. Chiar în perioada aia, atunci v-ați... Da. V-ați cunoscut și ați fuzionat. Am prezentat și am avut și un concert atunci împreună. Da. M-ai prezentat la Mamaia, da. Ai văzut, băi, Ciucă, Nicolaina? Cine prezentam la Mamaia? Da, am văzut. Ai văzut? În 2000. Eleganță. În 2000 am început. Perfect, dar vă mai țineți aminte cum v-ați cunoscut atunci, nu? Păi știu, era pe malul lacului cu chitara. Cum e da, Stelu? Și mi-a spus cineva, un prieten de-al tău. Hai la București să te fac mare. Da, nu. Hai, vino să asculti pe cineva cum cântă. Păi, hai și gata, și ne-am dus, nu știu ce. Stelu, când l-am văzut, jovial, plin de energie, și când am auzit trilurile alea ale lui și felul ăla de a cânta melisme și astea în română și cultura românească, eu vreau oricum să realizez un album de genul ăsta. Și au fost unele dintre primele, de fapt, cu Bachița, cu Natalis și... Da, Stelu a făcut muzică din pasiune și așa și uite că, pe malul lacului. Uite că avem trei albume. Uite că avem trei albume. Da, și aveți trei agronom, patate florile. Dacă tu ți-aduci aminte tu toate lucrurile și ești cu fashion-ul și cu toate chestiile astea, îți aduce aminte la prima întâlnire, ce sacou avea Stelu? Mă, Stelu avea un sacou cam așa... Împrumutat de la prieteni. Tocmai tăia florile pe la el, la restaurant, pe terasă. Și mi-a cântat și am spus, domnule, seara aveam un concert în Portul Domis, cu fanfara, cu corul de Lipovence, că eram la începutul, când am dat drumul la nebunia asta, cu Margareta, cu tot Balcan și... Acum mi-a făcut plăcere că văd că se ascultă muzică macedonească cântată cu texte românești. Muzică bună, e muzică antrenantă care îți creează o stare de bine. Și atunci am spus, Stelu, în seara asta o să cânți pe scenă cu mine. Două piese. Am repetat cu el cu fanfara la zid în Portul Tomis. Portul Tomis de acolo. Ăsta a nebunit. Cum mă, o să cânt? Nu. L-am urcat pe scenă, a cântat o baladă. O baladă, da, spune regiune, da. Și l-am pus să cânte Natalis asta. Chiar a fost vreo 50.000 de oameni și că domnule a fost nebunia atunci. Asta înseamnă, mă, când e potrivire și compatibilitate și talent. Dar să-ți povestească după 20 de ani, aveți trei albume împreună. Cu Gheorghe Zamfir, cu toată lumea pe scenă, că am făcut producții, am făcut Iskender și Zamfir a cântat. Și foarte multe colaborări. Adevărata mea prezentare pe scenă mare la sala Palatului a fost la tot la aniversarea lui Ovidiu. Da. Și de atunci sunt numai la aniversări, așa. Da. Nu lipsesc la niciuna. E ziua ta, da? Mai, ieri a fost ziua ta. Să știi că la noi, la vărsători, noi nu le punem așa, nu le contorizăm. Avem o problemă, cred, că nu dăm așa o mare... Eu mă bucur să fiu aici alături de tine. Și eu te cunosc de atâta timp, cum spuneai, de 20 de ani ne știm. Și uite, chiar sunt curios, de unde un artist ca tine își are mereu energia asta? Să fie și cu zâmbetul pe buze, să facă și mereu proiecte peste proiecte și mereu să se reinventeze, serios. Tu ai un artist în casă, adică tu știi cum e de fapt. Da. Știi, comicii și aia de comedie suferă de depresie. Da. Adică la noi... Ăla al meu de acasă n-are 68 de ani. Adică am vrut să zic că are o carieră așa îndelungată. Dar să știi că am avut o colaborare cu Andra la TVR, mi-amintesc cu mare plăcere, cu Bot Gros și asta, și nu e exclus acum să poartă mixajele, confuziuni în concerte. Dar zi, de unde ții toată energia asta? Băi, stai să mă scol în picioare dacă tot ai ridicat. Nu cumva să... Stai că vreau să-ți fac un cadou, dar lasă că... Născut! E o energie care mă propulsează într-un spațiu nedefinit. Vreau să spun, Cătălin, tu știi bine ce simțim noi.
noi ca și vărsători, în general, e o zodie de aer și plină de turbulențe. Turbulențe pe cer senin, aș spune. Adică nu se întâmplă nimic și toată noi avem niște probleme. Niște probleme. Da. Nu, da. E bine. Vreau să mă duceam după tort, să știi. Aoleu. Da, pe ți-am zis că avem o surpriză totuși, ba, e ziua ta. Știu. Ești prietenul nostru și avem un super tort. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. La mulți ani. Mulțumim frumos. Și mai am o surpriză pentru tine, dar o să luăm o scurtă pauză de publicitate, apoi o să și cântați, dar mai am o surpriză. Am văzut la plăcinte, îl gustăm și pe asta acum în emisiune? Mulțumim frumos! Noi ținem la siluetă. Ovidiu Lipan Țăndărică. Stai să spun ceva, mai e cineva care vrea să spună la mulți ani. Aoleo. Și cred că înseamnă foarte mult omul ăsta pentru tine. Da. Ia, nu știi cine e. Nu. Păi uite, ia fii atent, zi alo. Alo? Zi alo. Alo? Hei! Nancy, te iubesc! Da, îmi pare rău, eu te iubesc mai tare. Îmi pare foarte rău. Nancy este în competiția, în competiția asta ai pierdut, Ovidelu, ai pierdut. Este fondatorul trupei. Păi oricum, 7 e mai mare decât 6. Este fondatorul trupei roșu și negru. Nancy Brades, da. Iar tu aveai 13 ani când ai fost când ai făcut parte. Și veneam cu emoții. Da, eu nu-l văd. Eu pot să-l văd pe Ovidiu, nu-l văd pe el. Ui, ți-l aduc acum să-l și vezi. Așa. Eu veneam cu veneam cu emoții și cu bețele în mână așa la prima repetiție. Omul ăsta mi-a deschis mie toate ventilele spre muzică și uite ce am ajuns, Nancy. Am ajuns să fac toată viața asta ce am făcut, cu ce am început, cu asta o să sfârșim. Măi, ce mă bucur să te văd. Cum e în Israel? Ești bine? Am văzut că te-ai vaccinat. Da, da, m-am vaccinat. Acum... Și ce sindrome ai? Ce? Nu, n-am niciun fel, n-am niciun fel. N-am niciun fel. Da, cele mai frumoase amintiri împreună cu roșu și negru din viața mea. Da, Nancy, cum era Ovidiu Lipan Țăndărică când a venit el la 13 ani? Era superb. Adevărul este că el era inima trupei. Pe mine mă deranja enorm că toate fetele se uitau la el. Până a venit el, eu eram craiul. Eu eram prințul. A venit el și le-a luat pe toate. Nu, mă punea să fac solouri de tobe la fiecare concert și la un moment dat eram scris mare pe afiș Ovidiu Lipan Țăndărică și în alte turnee. Eram atracția, știi, parcă era un puș care dădea mâinile de le nebuneam. Spectacol. Și la unele din spectacole ei s-au dus, timite el cu Cornel Constantiniu, Nancy s-a dus să mănânce niște cârnați, că făceam solouri în perioada aia. Era făcea solo de orgă, a venit solo de bas și deci după aia solo de tobe. Și mănânce, băi, Cătălin, am dat în tobele de le-am rupt și ăștia nu mai veneau. Băi, unde sunteți, bă? Ăștia mă oară. Erau la masă. Da. Asta am vrut să fie o surpriză pentru Ovidiu și îți mulțumim mult. Cu mare plăcere. Mai vrei să-i spui ceva? Vreau să-ți spun că îl iubesc enorm pe Ovidiu. Noi vom fi prieteni toată viața. E între noi o simbioză și o înțelegere absolut incredibilă. Da, așa e. Și eu nu știu cum să-l... Că el e fratele meu mai mic. Asta și e fratele meu, Nancy, eu mulțumesc lui Dumnezeu că am așa un prieten. Da, și eu la fel, să știi că îți mulțumesc și sunt onorat, Nancy. Umorul și autoironia dovedește pandemia. Nancy, când vii în România, să ne spui că ne-ar plăcea să ne întâlnim și la emisiune. Da, cu mare plăcere, cu mare plăcere. Mulțumim, mersi, mult, Nancy, de tot și mersi. Numai bine. Te sărut, Cătălin. Vă numai pup. Bine. Ovidiu Lipan Țăndărică, oameni buni, și prietenul lui Stelu Enache. Stelu Enache ne cântă astăzi. Cum se numește piesa? Aurica. Aurica? Da, Aurica. Dar el îi spune Aurica. Aurica. Adică, acum pentru fiecare zi să nu amestecăm lucrurile. Și cum o cheamă pe mama John? E Aurica. Hai, oameni buni, noi ne vedem luni de la ora 3. Până atunci aveți un weekend minunat. Vă aștept pe Instagram, Cătălin Măruță sunt. Stăm de povești weekendul ăsta acolo și luni ne vedem la 3 la emisiune. Numai bine!
cafea de ghică. Nu știu cum s-a dat, putresc cu vintul bate, pe lincea cade și-o la tine mântuiesc. Aurică, ești în șată, știi, putresc cu cafea de ghică. Nu știu cum s-a dat, putresc cu vintul bate, pe lincea cade și-o la tine mântuiesc. Una fiată moșotecă, aurica ochii m-a fiată moșotecă, uite inușa mea. Una fiată moșotecă, aurica ochii m-a fiată moșotecă, uite inușa mea. Ești știi, mutresc o fiată mică. Nu știu cum s-a dat, mutresc o vintul bate, pe lincea cade și-o la tine mântuiesc. Doamna, când vintul bate, când auli scuța aurica mică, m-am șat, ea s-a drag. Doamna, când o vintul bate, când auli scuța aurica mică, m-am șat, ea s-a drag. Aurică, ești în șată, știi, mutresc o fiată mică. Nu știu cum s-a dat, mutresc o vintul bate, le licea cade și-o la tine mi-nduiesc.